Cam ieri a căzut un muncitor de pe șantier și alea că a murit la Durlești. Probabil tot așa lucra, fără protecție. Așa la de sus s-a gândit să-și pună casca. Dar ăsta de jos nici cască, nici centură, nici balustradă n-are, probabil nici bocanci. Șantier de la Rășcani, fix acolo unde inspecția de stat a muncii. Strada Doga, 39/2, bloc locativ. Măcar bine ca o panou informativ. Dar legislația muncii nu prea o respectă. Dacă încalcă ei legislația asta, vă dați seama cât de riguros respectă normele de construcții? Vă dați seama cât de nesigură e construcția asta? Nu mi-aș dori să trăiesc în așa construcție. Bine, din 3 muncitori cât am văzut până acum, numai unul e fără cască. Sper că toți ceilalți respectă normele. Ia uite, și sus sunt cu căști. Bravo, dar acela care cu cotilețul ar trebui să răspundă. Că după aceea o să fac un accident și o să plângă. Că vrajitor, pomană de la stat, pentru mormântare sau pentru pensii.